Frumoasa din tablou. Trăia pe vremuri într-un sat un om nu prea isteț la minte, pe nume Gombei. Împlinise el 30 de ani, trecuse de 40, dar tot neînsurat rămăsese, fiindcă toate fetele râdeau de nerozia lui. Dar iată că într-o seară, în bordeiul lui cel povârnit, se arătă o frumoasă necunoscută, care îi spuse cu glas rugător: Fii milostiv, adăpostește-mă sub acoperișul tău măcar o noapte. Gombei rămase năuc, dar îi dădu bucuros găzduire. Se așezară ei să cineze, iar după ce mântuiră cina, fata spuse iarăși: Văd că trăi singur și eu sunt singură pe lume, ia-mă de nevastă. Gombei amunți de fericire. Din clipa aceea o îndrăgea atât de mult pe tânăra soață că nicio treabă nu-i mai ieșea ca lumea. Se apuca să împletească sandale de paie, fără să-și ia o clipă ochii de la nevastă, împletea de zor și nici nu băga de seamă că sandalele au ieșit lungi cât o covată, încât nimeni n-ar fi putut să le încalțe. Începea să meșterească o pelerină de paie, dar tot cu ochii la femeie ieșea o pelerină ca pentru un uriaș, încât nimeni n-ar fi putut să o îmbrace. Dacă se ducea Gombei să lucreze la câmp, nici acolo n-avea spor. Tădea cu sapa o dată de două ori și se făcea dor de nevastă. Săpa o brazdă și dădea fuga acasă. Nevastă, unde ești? O privea pe săturate și alerga iarăși la ogor. Văzuia frumoasa că nu prea-i merg treburile lui Gombei. Se duse așadar la oraș și porunci unui pictor să-i facă portretul. Ia te uite cum îmi seamănă, îi spuse ea bărbatului arătându-i tabloul. Agață-l acolo la câmp de ramura unui copac și uită-te la el cât îți poftește inima. De atunci Gombei nu mai dădea fuga acasă în orice clipă. Se uita la portret, iar chipul soției îi zâmbea de parcă ar fi fost viu. Privea el cât privea și iar se apuca de săpat. Lucra astfel până seara. Dar iată că odată se stârni un vânt puternic care smulse portretul de pe creanga lui și îl săltă până în nori. Plângând de ciudă, Gombei se întoarse acasă și povesti soției nenorocirea. Femeia căută să-l liniștească. Nu te mai necăji, îi voi cere pictorului să-mi facă alt portret, și mai frumos decât cel dintâi. Portretul se roti prin văzduh multă vreme, ca o frunză uscată, iar în cele din urmă căzu pe pământ, chiar în livada prințului. Văzând frumoasa din tablou, prințul se aprinse de dragoste și râvni cu orice preț o ia de nevastă. Dacă am înaintea ochilor un asemenea portret, înseamnă că undeva pe lume trăiește și frumoasa zugrăvită aici. Și le porunci cheraiilor săi: Căutați-o fără zăbavă, pretutindeni, și aduceți-o aici, cu sau fără voia ei. Cheraii prințului începură să o caute prin satele învecinate și tuturor celor întâlniți în cale le arătau portretul. N-ați văzut-o cumva pe femeia aceasta? Într-un sat li se răspundea: N-am văzut-o. În altul nu o cunoaștem. În sfârșit, ajunseră și pe meleagurile unde trăia Gombei. Țăranii văzură portretul și îl recunoscură pe dată. A, păi asta e nevasta lui Gombei, da, chiar ea e. Cheraii merseră la coliba lui Gombei și văzând că frumoasa lui nevastă e aidoma cu cea din tablou, spuseră: Din porunca prințului trebuie să o ducem la castel pe această femeie. Omul început să se tânguie. Fie-vă milă, nu mă loviți atât de crunt. Dar ei nici nu-l ascultară.
O scoaseră pe femeie din casă cu deasila. Gombei bocea nemângâiat, lacrimile-i curgeau și roaie. Tânăra soție plângea de asemenea, dar pe când ieșea din bordei zbuti să-i șoptească bărbatului. Nu-ți pierde nădejdea, de cum o sosi ajunul anului nou, vino așa către seară la palatul prințului și prefăte că vinzi ramuri de brad. Voi găsi un prilej să te pot vedea. Gombei rămase iară singur și începu să numere zilele. Greu mai trecea vremea. Dar iată că sosi și mult așteptatul ajun de an nou. Gombei luă în spinare atâtea crengi de brad câte putea să ducă și porni spre palat. Începu să se plimbe pe dinaintea porților, strigând cât îl ținea gura. Cetină de anul nou, cetină de anul nou! De când fusese adusă la castel, nevasta lui Gombei stătea într-una posomorâtă și tristă. Degeaba căutase prințul să o înveselească în fel și chip. Zadarnic se străduiau măscăricii, muzicanții și dănțuitorii. Dar de cum auzi glasul lui Gombei, chipul frumoasei se lumină de un zâmbet fericit. Grozav se minună și se bucură prințul. Ei, dacă neguțătorii de brazi te încântă așa de mult, o să vând eu însumi brazi ca să-ți fiu pe plac. Prințul ieși numai decât pe poartă și îmbrăcă zdrențele amărâte ale lui Gombei, iar acesta puse pe el straiele strălucite ale măriei sale. Întâmplarea făcuse ca Gombei să semene la chip cu prințul, de parcă i-ar fi fost frate geamăn. Prințul o porni în jurul castelului, strigând din răz puteri. Cetină de anul nou, cetină de anul nou! În acest timp, frumoasa le porunci slujitorilor. Dați-i drumul înăuntru stăpânului vostru, apoi încuiați bine poarta, să nu mai lăsați pe nimeni să intre. Gombei intră pe poarta castelului, iar soția alergă în întâmpinarea lui. Se îmbrățișară cuprinși de fericire. Prințul umblă cât de cât, strigă el ce strigă, apoi se plictisi. Se întoarse și voi să intre în castel, dar porțile erau ferecate bine. Începu să bată și să răcnească. Hei, nătărăilor, ați orbit și ați surzit de tot? Prințul vostru așteaptă la poartă. Deschideți odată! Dar străjerii îi răspunseră. Pleacă de aici, cerșetor netrebnic, pleacă până nu stăiem capul. Măria sa, prințul, e acolo unde trebuie să fie, în castelul lui. În zadar se rugă prințul, în zadar căută să-i înduplece. Nimeni nu-i dădu crezare. Și nu lăsară să intre în castel, fu nevoit să rătăcească toată viața pe drumuri. Gombei rămase la castel cu frumoasa lui soție și trăiră în fericire și înțelegere până la adânci bătrâneți.